Astăzi pot să zic că înțeleg mai bine pe părinți. O viață întreagă sta la cos pe timpul comunist. Pentru un kil de pâine și un litru de lapte, la butelii pe sfoară erau capace, zi și noapte le-au furat. Și libertatea șoapte prin bucătării, ascultau radio exterior cu frica de jandarmerii. Am fost furați și din afară, nu numai din țară. Ne-au furat tot timpul, ne-au furat o viață întreagă. După atâția ani de criminal și de hoție, de lovit, de gazat, împușcați de jandarmerie. După atâția ani am putut vota și eu, și pare rău, tati, au furat și votul meu. 5 milioane de români au plecat de acasă și au 5 milioane de copii care nu le pasă. Când părinții n-au plecat să caute bogății, au plecat să caute jucării pentru copii. Suntem copiii diasporei și ne-am jucat cu ele. N-am uitat unde am plecat și vorbim prost pe românește. Când văd tricolorul, se ridică părul pe piele. Nu se înțelege ce se are până nu se pierde. Am pierdut și sensul la cuvântul acasă. Părinții l-au schimbat ca în schimb să avem o șansă. Mai cumpăr un timbru să-i scriu la bunica. Mi se rupe inima când o văd pe mama, că are 7 munci și a 8-a cea mai bună mamă pentru prunci. Cât și-a rupt spatele săracul tata, de la o muncă la alta, fără să-și vadă copiii și nevasta. Și când vine acasă obosit de la muncă și zice: am muncit ca să-ți poți îndeplini visul, atunci știu că trebuie să fiu cel mai bun, să lupt, să ajung departe și pentru asta scriu. Sunt de atâta timp acolo că aș putea să fiu spaniol, dar mă uit în pașaport și văd născut în Bihor. 10 ore la coadă ca să bag un vot. Asta înseamnă cu adevărat să fii patriot. Eu n-am fugit din țară, au fugit părinții mei. Și într-o zi o să ne întoarcem toți copiii diasporei. Dar altă problemă începe când vii din străinătate, să te dai mare cu aer de superioritate. Ai făcut bani, dar pierzi omenia. Se ridică un zid între diasporă și România. Dar și România trebuie să înțeleagă odată: social e o țară 15 ani înapoiată. Să-i spui asta la bărbatul ce-o bate pe nevastă, stăpânul ce abandonează un animal pe stradă. Adevărul e că nimeni nu-i perfect. Nu toată problema e politicul din parlament. Depinde de noi, luptăm în continuare. Lumea trebuie să schimbe dacă chiar vrea o schimbare. Destinul m-a scos afară din România, dar nimic n-o scos pe ea afară din inima mea. Frumoase cuvintele, foarte frumoase. Foarte frumoase cuvintele. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc că v-ați pus în picioare.